Perioada de depunere a cererilor pentru tichetele sociale de Crăciun a început pe 2 octombrie. Cea de-a 15-a campanie vine și cu o serie de noutăți. Grupul țintă a fost lărgit, iar valoarea totală a tichetelor a fost majorată până la 150 de lei. Persoanele cu handicap grav, accentuat și mediu și pensionarii și beneficiarii de indemnizații pe lei speciale, dar pensionarii și beneficiarii de indemnizații să nu depășească ca venituri suma de 1200 de lei. Venituri cumulate din toate veniturile realizate să nu depășească 1200 de lei. Valoarea totală a tichetelor primite de un beneficiar este de 150 de lei față de 100 de lei cât era până în prezent. Campania de primire se va încheia la data de 31 octombrie, după care va începe verificarea eligibilității beneficiarilor. Campania de depunere a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun se va încheia mâine 31 octombrie. După această etapă, angajații Direcției de Asistență Socială Slatina vor verifica fiecare dosar pentru a vedea dacă solicitanții sunt și eligibili pentru acest ajutor financiar.